cele CSM, Codru Olaru, declarai de ultimor în scandalul de Capri. Covesi a formulat excepții cereri. Procurorul sublinierei al Direcției Naționale Anticorupție, DNA, Laura Codruca Covesi, sublinierei adjunctul său, procurorul Marius Iacob, au fost audiați miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, în secția pentru procurori în materie disciplinară, după ce Inspecția Judiciară a început, în ianuarie, acțiuni disciplinare în cazul lor. Vicepreedintele CSM Codru Olaru a spus, la finalul audierilor, ce s-a dat un nou termen, 27 iunie, pentru a fi analizate toate excepțiile și cererile formulate de procurorii DNA. Este o procedură disciplinară în curs, motiv pentru care părțile au dreptul să formuleze excepții. Se formuleze cereri, lucru care s-a întâmplat sublinierei la termenul de astăzi. Pe cale de consecință, pentru analizarea tuturor excepțiilor ridicate sublinierei a cererilor formulate de Inspecția Judiciară, dar sublinierei de către procurorii RUCI, s-a dat termen pentru data de 27 iunie, a declarat vicepresubliniere din CSM, Codru Olaru, după audierea FEDNA.